Bună ziua, bună ziua la toată lumea, vă, vă salut pe toți șacalii mei frumoși, salut toată comunitatea, fie fete, fie băieți. Băi, fraților, că tot am vorbit în multe vloguri de barbut, despre barbutul de la pușcărie, barbutul de la pușcărie se începe așa din caterincă, că ori să începe, mai, începe, mai sunt și barbuturi care începe anunțate așa vorbite, Haide, o facem un barbut, de exemplu eu cu unul, cu altul. Dar vreau să intre în cap la pușteștea de ziua de astăzi Și să bage bine la cap Să nu facă ceea ce am făcut eu Să nu practice jocurile astea de noroc Pentru că nu sunt bune pentru nimeni Pentru toată lumea Dar absolut pentru toată lumea să înțeleagă Chiar toată lumea să înțeleagă Pentru că jocurile de noroc Nu sunt bune pentru nimeni Mai ales nu neapărat de barbut Mai ales astea cu jocurile mecanice Cu rulete și așa mai departe. Nu e bine să joci niciun fel de joc de noroc pentru că ești cald pe un moment, să spunem așa, și după aia te răcești pentru toată viața ta și ajungi să fii dator, ajungi să faci infracțiuni în cauza la jocurile de noroc și să ajungi și pe la pușcherii. Așa că sfătui pe toți tinerii ăștia din ziua da și pe toată lumea să fie cu și să nu practice asemenea jocuri. Hai să vă spun o chestie de la... după la Jilava, după în, Anii 98, așa, mă aflam la penitenciarul Jilava, pe secția a doua, camera 214. Sunt atâția ani de zile de atunci și nu este niciun lucru rău că dau și nume la câte o cameră sau la câte o secție. Intru în cameră, stau acolo, mă cunosc cu câțiva băieți, chiar mă respectam foarte, foarte bine cu ei și era un băieț, să spun așa, după la Roman, de la Roman. Nu vreau să-i dau numele la băiat, că poate are și el familie, are și astea și știți destul de bine că eu nu prea folosesc nume la nume așa la, la lume, la, în general să nu vreau să cadă aiurea, nu vreau să dea nasul. Bun. Băiețașul ăsta că am căutat bine. În perioada când eu m-am dus la recurs, că m-am dus pentru recurs la Jilava, aveam capital, eram bine pătrăistă. Și vreau să fac o mențiune în anii ăștia și anii mai în urmă, de 98, chiar era. era japca asta, era în floare, frate, că am punut toate penitenciarele. Să făcea japca multă, mai ales pe la Jilava, Câtă japca să făcea. N-am mai am eu fire de păr în cap să să, să spun câtă japcă să făcea. Dând două vorbe acolo, din două ștouri, îl văd pe și după vreo două săptămâni cât aveam în camera respectivă, l-am văzut că a primit vreo două colete. În perioada aia era cu coletele și puteai să pui colete pe numele lui unul, lui altul și îți trimitea familia dacă aveai posibilitate de acasă o grămadă țigări, o grămadă cutii de nes, o grămadă conserve. Bun. Eu ce zic lui? Haide mă să facem un barbut. Eu l-am văzut că ochii lui lucea după zare, după astea, la barbut. M-a cu el la barbut. I-am luat câteva cartoane de țigări, câteva cutii de nes, câteva conserve. Pentru că la pușcherie se joacă nu neapărat mai pe țigări, se joacă și pe fel de fel de acarete și am spus lucrul ăsta în mai multe vloguri. Joci pe training dacă sunt noi, joci pe Adidas, joci pe spray pe parfumuri, era mai rar cu parfumurile atunci, dar care avea posibilitatea, le mai trimitea de acasă. Și bani să mai băga până pârnaie. Bun, ei au câteva cartoane de țigări, câteva conserve, cutii de nes, el primise vreo două colete în astea două săptămâni. Plus datorile care le mai avea el pe acolo, pe la băiesc, mai să luau țigări cu camătă, că camăta, păduchi și reșeu, Nu a pierit niciodată și nu cred că pierde niciodată pe la pușcărie. Mai nou, acum a apărut mod asta cu ploșnițele de câțiva ani de zile. m apuc cu el la barbut, iau ce iau acolo, rămâne omul la zero. Îi dau frumos câteva pachete de țigări înapoi să aibă și el ce fuma, ca așa să face, faci câte un gest față de respectivul, de adversarul care joci, o cutie de nes acolo, ia mă zic să ai și tu să fumezi până scrie acasă să îți vie iar pachet. O. După vreo două, trei zile așa, el ce zice? Hai domnule, ce mai face un barbu uite am scris acasă, am uh, două surori care mă caută la pușcherie, mama, tata, familia mea mă caută. Din câte am înțeles de la el atunci, în perioada aia, surorile lui erau plecate până, până Germania. Da seama că stătea bine pe Cașcaval. Era cu familia lor acolo, în fine. Ce mi-a explicat el mie așa în mare. Păi zic, hai să jucăm, dar păi, ce să jucăm? Zic, du-te ia cu camă, du-te împrumută, te dă țigări, știu eu cum faci tu cu male. Nu, domnule, că jucăm așa și joc de în burtă și alea. Bă, zic, uite care-i treaba. Hai să jucăm pe plicuri. Plicuri de scris, plicuri normal de scris, care scrie acasă. Un plic în perioada aia venea cam, era și un pachet de țigări, un plic, un pachet de țigări bune, vorbim de țigări, de asos, de lemeu, bune, sau două plicuri, un pachet de țigări. Și zic, bă, uite care-i treaba, jucăm pe câte un plic, așa. Că dacă tot vrei să-ți faci, să faci supărare așa, să-ți faci jocul și să mai ne treacă timpul, hai să jucăm pe câte un plic. Bine, domnule, hai să jucăm. Avea el 10, 12, 15 plicuri câte dreapta avea el în acolo. Zic, ce, care te mai ai, ce mai, ai, nu știu ce. Păi, domnule, mai am 3 șampoane, ce mai zice el, câteva săpururi, haide mă să le punem. Ne punem la joc. dă da dă, -i, dă -i și joc cu el, fraților. Băi, ca să vedeți voi unde să ajunge, de la câteva plicuri descris unde să ajunge și unde se termină barbotul De asta spun că nu este bine să practicați niciunul jocurile de noroc, pentru că nu sunt bune și din cauza la jocurile de noroc ajungi la fapte urâte, la fapte oribile, ajungi la pușcherie, ajungi să-ți iei mandat, chiar dacă ești la pușcherie, ajungi să-ți iei mandat și uh, am să fac câteva povestiri în alte vloguri, în alte live-uri ale mele, să vedeți de la barbut unde s-a ajuns de uh, anumiți deținuți s-au rămas uh, fără viață. De la barbut. Orgoliu, ăsta e cel mai prost lucru al fiecăruia dintre noi. Când ești orgolios, atunci plătești cu voșii de sat. Bun. Mă apuc cu el și doi de Mă opresc când credeți că mă opresc. Mă opresc la 2000 de plicuri. 2000 de plicuri. l-a găsit. Facem noi socoteala acolo, bă, zic, hai să-mi dai atâtea țigări. Acum nu mai punem la un pachet de țigări, punem la două pachete de țigări, la două, două plicuri, la un pachet de țigări. Pentru că era foarte, foarte multe țigări. Da, vă zic, te descurci acum, ce -ți scrie acasă, ce îți vine acum, ce colete mai scrii, ce mai faci, ce mai pui, ce mai nu știu ce. Bine, domn. Primește el încă două colete, unul pe numele lui și unul pe un al nume. Vine de la vizită, face plata. Era mult, o mie de pachete de țigări, era mult. Dar ăsta nu e singurul joc care eu am jucat la o de pachete. A fost jocuri care am jucat la 5-6 de pachete. Deci, am observat că unii face niște afirmații proaste, domne, dar când jucai tu câteva mii de pachete, păi când îi dai la temele la, la unul, iau șacalul, a început șacalul. Păi când îi dai la temelie la unul, îi dai până la fund ca să simtă, să aibă plată tot mandatul. Să nu mai pui în apăzare. Sau îl îndatorezi până la limită. Bun, face el plată atunci cât poate și el din respectiv asumă. Îl simt la vreo două, trei zile că o cam căutat de ceartă așa. Bă, zic, bă, frățioare, eu, zic, ce-i mă cu tine de o cam cauți așa pe -o ceartă? că vreau să mă mod în cameră, că nu știu ce, că stai liniștit cu plata. De seama că s-a gândit, te lumei de pachete de țigări, ce ai zis, când dracu mai machite eu de asta? Acum e ce stai mă liniște că mai faci plata când mai faci pentru că rolul. noi eram și poate că sunt băieți care știe, toată lumea din țară vinea la recurs, la Suprem, la Curtea de Apel, la București. Ca așa se făcea în arii respectivi. La... Când erai judecat de tribunal și aveai o pedeapsă mai mare sau o pedeapsă cu violență, făceai Curtea de Apel la București, indiferent în ce oraș erai, și la Suprem la fel vineai tot la București. Zic, băi, mai faci plata cât mai poți, dacă te ia cursa înainte pe tine, la revedere, asta e. Dacă mă ia pe mine, la revedere, asta e. Rămâne cu ce mi-ai dat și cu paguba să fie pe El tot o căuta, am de unul din cameră de acolo. Băi, mută-te din cameră, cu tare, și pe la cap, uite cât ai pierdut, uite cât pierzi, păcat de tine că ești căutat, că ești alea, ai înțeles? Eu simt lucrurile astea că el tot o căuta a Ce zic eu într-o zi? A, să be aici, da, eu ăsta. că mă lipsesc de plată, dar asta ai să-i dau pe, pe ceaf. Iau și îi dau câteva ștanțe pe bot. Când iese... Bun, să termină asta cu scandalul. Am băgat câteva pe bărbi așa, Vine aer. De la aer, când ne întoarcem de la curtea de aer, el ce face? fuge direct în biroul la comandant. Domnul comandant, nu mai intru în camera respectivă, uite, așa, așa, uite că m-a bătut laur, că mi-a spart gura, că nu știu ce, că cu tare, că face presiuni pe mine. Ce minte el acolo? Comandantul băia dește, ca să vede și voi cum era garda și cum știa să evite anumite incidente grave, anumite incidente urete, și era și o părlă ăla, comandantul de secție. Da, da, bun. Pe păi ce are cu tine? Că uite așa, că nu știu ce, că nu-i convine, că a mutat masa, că a mutat aia ce spune el, că să nu calpă intervalul lui, că lucruri de-astea de, -astea de părna aia, ai înțeles, aberații de-astea urete. S-a înțepat ăla că nu e Bun. Rămâi pe hol, îi zice comandant trimite gaborul după mine, pe supraveghetorul după secție, vine supravegătorul, băi, la ore zice, Haide până la comandant, că vrea să stea de vorbă cu tine. Bine, vrea, că ies. Ies la comandant acolo, băi, la o zice, uite de ce am spus, știu că tu nu ești cu japca, nu ești cu astea, nu ești cu figurile. Te cunoaște și comandanții, frate, te cunoaște și hoții, te cunoaște toată lumea, da mă iubește toată lumea, de -aia sunt băieți care au fost pe la pușcherie și au vorbit frumos despre mine pentru că eu nu mi-a stat niciodată mie astea ca să fac japcă, să fac lucruri de-astea urâte, să îmi ba joc de lume și așa mai departe. Dar vreau să-mi spui exact ceea ce s-a întâmplat și de ce a rămas să stau pe hol și care e treaba între voi doi. uite așa, așa, noi am jucat barbut, a venit de la colete, a avut niște pe cameră de făcut la vreo două săptămâni când am venit eu din, după cursă și cum e mehuțul, nu? Normal, te bagi la barbu, te inviți, te invită și tot așa. Și am jucat barbu cu el acum două săptămâni în urmă, i-am luat uh, atâtea țigări, iar la câteva zile a venit, iar normal omul când te întreabă așa și vede că, vezi că-ți vorbește, șmecherește, n-ai cum să nu-i spui adevărul și să astea, că astea nu era de sifonelul. Sifonelul era din partea lui pentru că ieși uh, ieșise și să mintă și să spui niște aberații și niște prostii mai mari ca el. Zic, uite, așa, așa, la câteva zile ne-am apucat, avea el 12-15 plicuri câte avea acolo, 7 săpunul ce-a mai avut, niște șapoane și ne-am apucat iar la joc, el cu speranța că se scoate și ai uite, să o cotim de acum acolo, jucăm un plicur, nu jucăm un țigări. Și zic, l-am băgat vreo mie de pachete de țigări. Într-adevăr, mi-a făcut plata. 150, 200 de pachete, cât a bucat să în două colete, v-a zis că mai ieșit cu unul la colete și asta. Și mai are să-mi facă plata. Dar eu i-am spus și -i cheriște, să nu mai încerce, să nu mai facă de -astea, să nu mai dea impulsuri de-astea de scandal, să nu mai dea motive de-astea să ajungem la bătaie, la alte nenorociri. Că zic, dacă pleci după pe cursă, te ia cursa și te duci la la Roma, de unde ai venit tu, asta e rămâne apă de ploaie, ce mai ai să mai îndai. Dacă plec, în schimb, dacă plec și eu, la fel, nici nu te las dator la nimeni, nici nu iau nicio țigare pe tine, că să mai făcea lucrurile astea și să mai face și să făcea lucrurile astea. Și zic, rămâne așa. De unde, zic, el tot o căuta și tu, nu era normal să îi rog gura? Și că, într-adevăr, i-am dat vreo două palme peste gură și cam asta e toată jmecheria. Da, da, bun. Hap l-a duce și pe el acolo. Ia zi, care-i treaba? Păi domnul comandant, când v-am zis că nu știu ce. A luat și comandantul, i-a băgat două după ce a te duci la cameră, când te achizi de plată, ți-a plăcut să joci barbuți, ți-a plăcut să dai cu ele, îți place să dai cu zarile. Când te achizi de plată, atunci te mut în cameră de aici. Până atunci nu te mut. Te bagă înapoi în cameră cu el. Dom'le, că nu mai intru, că mă tai, că mă alea. Bă, tu taie-te, tu îi spune ăla, taie-te, tu că pe urmă arăt eu uh, cinte coase și îți arăt eu ce detenție duci tu cu mine aici până N ai să vezi tu nici spital, nici alea. Tu pune mâna și taie -te. Bun. Cadem acolo la înțeles. Băi, Laure, nu mai ai nimic cu el, nu mai te luați de el, nu mai, nu mai mă iau. De asta spun, frate, referitor la jocurile de barbut, la jocurile de noroc în general, nu sunt bune, nu aduce la nimic bun și cel mai bine este să nu te încânte nimeni și nimic niciodată ca să ajungi să joci, indiferent de joc de noroc, pentru că nu sunt bune și zi, te ruinează, te distruge și psihic, și fizic, și în toate modalitățile. A început și a calița turbată ca să mi pe aici și să la croi, eu fi și Așa că, puștilor, băgați bine la cap ceea ce vă spun eu. fiți cu minți, fiți liniștiți, vedeți-vă de treaba voastră, nu faceți infracțiuni, evitați anturajele nocive, evitați prietenii care vă trage în jos și vedeți-vă de treaba voastră, formați-vă o meserie, vedeți-vă de școala voastră și stați frumos în libertate pentru că pușcheria este grea. Rău pe toată lumea, lăsați câte un like, lăsați câte un mesaj la vlogul care îl fac și care le fac în continuare pentru voi. Vă mulțumesc la toată comunitatea că sunteți alături și sunteți aproape. Vă Chiar vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate mesajele, pentru toate vorbele frumoase. Vă doresc o zi frumoasă, o zi minunată la toată lumea, multă sănătate și voi reveni în continuare cu alte vloguri frumoase, sincere și adevărate, cum v-am învățat eu pe voi de la început de când fac YouTube. Și voi veni cu uh, niște meseviști, că chiar am făcut uh, vloguri despre meseviști, ca să vedeți că nu uh, toți meseviștii sunt dăsperiați și nu toți meseviștii sunt așa niște... Împărlaie. Așa că urmăriți-mă în continuare și rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, la Oșacalu, vă aștept cu mare drag, fete și băieți. O zi minunată! Forța șacalii, am zis!